O clipă de neatenție putea să-l coste viața. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un autocamion. Totul s-a întâmplat în data de 16 noiembrie la ora 11:30 de minute la intersecția străzilor Vadului Vodă și Colonița din sectorul Ciocan al capitalei. Din secvența video filmată la fața locului se vede cum un automobil grav avariat și un autocamion stau blocate în mijlocul drumului. La fața locului a ajuns un echipaj al poliției împreună cu ambulanța, care au stabilit că șoferul, în vârstă de 32 de ani, care conducea automobilul, în momentul efectuării manevrei de intrare în curbă a ieșit pe banda de contrasens, iar prin urmare a ajuns sub roțile unui camion condus de un șofer de 37 de ani. În urma coliziunii, automobilistul de 32 de ani a avut de suferit fractură de claviculă și a fost preluat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal în stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Poliția continuă investigațiile.